Bună seara și bine ne-am regăsit, dragii noștri telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Școală și Sănătate, emisiunea care vine în casele dumneavoastră cu cele mai noi informații din cele două domenii. Iată, este miercuri, e clar că suntem prezenți alături de dumneavoastră cu informații foarte frumoase și interesante, asta pentru că vom discuta despre zona de învățământ, mai exact despre noutățile de la Facultatea de Arhitectură din Iași. Invitatul meu din această seară este domnul profesor Răzvan Nica, este prodecan în cadrul Facultății din cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași, dar și responsabil cu activitatea de cercetare și relația cu mediul de afaceri. Îi spun bună seara și bine ați venit la noi. Bună seara, mulțumesc de invitație. Cu mare drag, ne bucurăm că sunteți prezent aici. Vom discuta câteva aspecte legate de Facultatea de Arhitectură. Iată, așa cum spuneam și înainte, cred că e prima dată când sunteți prezenți la noi în emisiune și ne bucurăm, da, pentru că așa aflăm și noi de ce este așa căutată această facultate în rândul tinerilor. De altfel, e foarte provocatoare pentru că partea financiară e frumoasă, aș spune eu. Partea financiară, dar cred că de fapt meseria în sine, sine atrage atât de mulți studenți și facultatea în sine și practic ce o să fac studenții după terminarea facultății, cred că atrage foarte mulți tineri în cadrul facultății noastre. Suntem foarte curioși să vedem ce învață ei pe parcursul anilor de facultate, însă în primă fază aș vrea să ne spuneți de cât timp sunteți în cadrul Facultății de Arhitectură? Sunt, cred că deja intru în al 15-lea an de când sunt cadru didactic. Mulți înainte. Nu-i nici mult, nici puțin, dar suficient cât pe experiență să fie deja acumulat o serie de experiențe. Și lucru cu studenții tot timpul te ține în priză și te dezvolți. Vrând nevrând, te dezvolți ca profesor. Dacă e să vorbim puțin în ansamblu despre Facultatea de Arhitectură, ce ne-ați putea spune așa, pe scurt, ca și o prezentare? Pe scurt, practic noi suntem cea mai tânără facultate din Universitatea Tehnică. Practic, de-abia din 2003, arhitectura a devenit facultate de sine stătătoare, deși învățământul superior de arhitectură în Iași are o tradiție mai veche, bazele fiind puse la începutul anilor 70 de arhitectul Nicolae Porumbescu. Când spunem arhitectură, ne gândim aici la partea de arhitectură de interior sau la design interior. La ce ne referim? E foarte amplu. Corect. Cuvântul, dacă e să ne, da, gândim așa. Facultatea de Arhitectură din Iași are practic o singură specializare. Este un sistem integrat, licență și master, de 6 ani. Și asta e o particularitate, și nu doar la nivelul Universității Tehnice, ci în general învățământul superior. Și avem doar specializarea arhitectură. Mai oferim ofertă educațională, un curs post-universitar de formare continuă în domeniul urbanism și amenajarea teritoriului, care deja e destinat specialiștilor care lucrează în domeniu și vor să-și aprofundeze cunoștințele. Cred că de altfel așa profesioniști avem nevoie la nivel de Iași, la nivel de autoritate municipală, dacă pot să numesc așa. E bine de știut, iată, am aflat informații noi. Ceea ce ne surprinde este că avem această singură specializare, deși, cum spuneam, domeniul este foarte amplu și putem cumva să ne gândim la mai multe domenii adunate în arhitectură, dar de altfel e interesant că, iată, 6 ani de zile sunt într-o singură formă de învățământ. Exact. Și de precizat că o bună parte dintre studenți cred că își continuă studiile și pe partea de doctorat. E interesant să ai o continuitate în formare. Da, categoric. Aici ar fi de precizat că, în ciuda faptului că există o unică specializare în domeniul mare fundamental al arhitecturii, în planul de învățământ sunt într-adevăr prevăzute o serie de discipline complementare care ajută de fapt la formarea viitorului arhitect. Sunt discipline care vizează designul de obiect, peisagistică, amenajări peisagere, discipline complementare cum ar fi psihologia spațiului sau sociologie urbană. Deci practic, chiar dacă nu există secții dedicate, separate, separate,
Sunt domenii atinse atât prin cursuri, cât și aplicații, proiecte propuse în aceste domenii, să le zicem, de nișă. Ăsta fiind, de fapt, și unul din avantajele facultății, pentru că studenții, după ce termină facultatea, nu sunt restrânși ca domeniu de activitate. Ei putând, după propriile preferințe, să opteze, să-și aleagă, fie să lucreze în proiectare efectivă de construcții civile, fie să axeze pe amenajări de interior, design de obiect sau orice fel de, să zicem, abordare interdisciplinară, colaborare în acest domeniu care implică și componenta creativă. Mă gândeam acum în timp ce povesteați, ați dat exemplu de specializarea aceasta pe peisagistică, știu că și cei de la horticultură au această specializare, da. Nu se suprapune cumva? Nu se suprapune, mai degrabă noi atingem ceea ce înseamnă proiectarea spațiilor publice, parcuri, și ei vin în completare. Adiacente. Ei cumva vin în completare cu partea verde. Da, adiacente ansambluri urbane sau obiectelor de arhitectură, dar ci drept axându-ne mult mai puțin pe, să zicem, componenta pe care ei o vizează, tipurile de plante, modul în care se asociază diferite specii și așa mai departe. Deci, până la urmă, e o abordare complementară. Și diferită față de cei de la horticultură. Da. Cum ați făcut față în perioada aceasta? Iată, pandemia aceasta a fost pentru toți o mare provocare. Știu că v-ați organizat foarte bine din punct de vedere logistic, ca să vă puteți să vă desfășurați cursurile și seminariile așa cum făceați și înainte de pandemia aceasta. Da, provocarea a fost mare în anul trecut universitar, în martie-mai, când a trebuit să practic să învățăm tehnici noi de educație. Adaptare până la urmă. Și de adaptare, pentru că vrând nevrând trebuie să ne adaptăm. Partea bună este că, și de fapt cred că e valabilă pentru orice domeniu, pandemia și perioada asta a fost cumva o lecție și o digitalizare forțată și cred că o să rămânem cu multe aspecte pozitive și inclusiv studenții le-au remarcat și ne întreabă dacă vor rămâne valabile și după ce intrăm, să zicem, într-un sistem normal. Până la urmă avem și avantaje și dezavantaje. E clar categoric că partea aceasta de digitalizare trebuia să se întâmple la un moment dat. Acum, cum ați spus și dumneavoastră, a venit un pic forțat, dar cred că ne-am pus la treabă mai mult decât în mod normal. Da, și de fapt la nivel de universitate au fost implementate o serie de platforme didactice, fie platforma educațională Google, Moodle, Microsoft Teams, care au, până la urmă, o utilizare variată pe diferitele facultăți. De exemplu, în Facultatea de Arhitectură, preponderent, zicem 90%, folosim platforma Google și toate facilitățile pe care ea le oferă. Și clar, la cum simțim noi și inclusiv studenții, sunt îmbunătățiri, o serie de îmbunătățiri pe care le vom prelua și după întoarcerea în sistemul clasic. Da, e interesant. Partea practică a fost pusă în dificultate în perioada aceasta sau cam totul se rezumă tot la digital și la partea de proiectare, mă gândesc acum? Aici e nuanțat, pentru că sunt odată anii mici, anul 1-2, unde într-adevăr lucrul este mai degrabă la planșetă, cu instrumente clasice. În laborator, probabil, exact, nu? În atelierele de proiectare. În anii mari deja devine absolut obligatorie utilizarea softurilor specializate de proiectare. Și lucrul ăsta ne-a ajutat să facem trecerea asta de la o abordare convențională până în extrema asta exclusiv digitală. Avantajul este că în specializarea asta de arhitectură, într-adevăr, nu sunt, să zicem, laboratoare
așa cum sunt la alte facultăți tehnice, care să necesite prezența fizică obligatorie, adică utilizând o serie de utilaje, aparaturi, tehnologie pentru efectuarea acelor discipline. Da, puteți să ne dați așa câteva exemple de aceste utilaje, ca să înțelegem și noi. Asta zic, că la noi nu se pune problema. Fiind la arhitectură, structura planului de învățământ este ușor diferită. Și atunci... Doar planșetele acelea sunt cele tradiționale. Pe care le-am substituit cu videoconferințe împreună cu studenții și apelul la o serie de, să zicem, instrumente mai moderne, tablete grafice, laptopul care a devenit indispensabil da, mai ales în perioada asta. Așa este și iată de unde aveam recomandări să utilizăm cât mai puțin partea aceasta electronică, că ne afectează ochii, că ne afectează nu știu ce. Uite că am ajuns în vremuri în care suntem cumva nedezlipiți de partea aceasta digitală categoric și electronică. E foarte interesant. Urma să vă întreb, iată, acest semestru cumva abia început sau urmează să înceapă? E un al doilea... Încă suntem în ultima săptămână de sesiune și urmează să începem semestrul al doilea. Continuați sau faceți cumva rocada? Știu că marile universități așa au gândit sistemul de învățământ. Da, practic, la nivel de universitate a fost stabilită încă din octombrie o strategie de adaptare la noile condiții. În cazul particular al Facultății de Arhitectură, pentru că și structura anilor, planului de învățământ este diferită, de exemplu, în cazul nostru particular, voi reveni la facultate majoritatea studenților, excepția sunt studenții de anul 2, care vor avea activități pe viu în cadrul facultății, dar exclusiv ce înseamnă proiecte, lucrări, rămânând ca partea de cursuri să fie în continuare online. Și vor fi și cazați sau cum? Da. Da. În perioada asta este deja demarat procesul de cazare. Da. Unde și... iarăși un avantaj este că și el a trecut printr-un proces de digitalizare și este mult mai facil și îmbunătățit, față și îmbunătățit de, categoric. Și de cazarea celorlalți care au fost bănuiesc până acum. Exact. Deci e tot o rocadă după cum... Este o rocadă. Avantajul este că dacă în primul semestru au venit efectiv la facultate doar anii 1, 2 și 6 în cazul nostru, de data asta vor veni aproape toți studenții pentru activitățile didactice care nu presupun un număr mare de studenți într-o sală. Facem referire la seminariile pe care le știe exact toată lumea. Da, e important. Cumva ne îndreptăm spre normalitate, aș spune eu, pentru că, iată, pandemia a început în martie, dă Doamne, trecem acuși, ajungem în martie și poate cumva vedem și noi luminița de la capătul tunelului, pentru că vaccinăm cât se poate de bine, altă parte din populație a făcut boala și poate s-a imunizat deja, dar e normal și cred că e firesc să ne continuăm activitatea pe care o avem. La nivelul facultății, dacă ar fi să vorbim despre noutăți, ați avea ceva de transmis? Noutăți? Mă gândesc, poate a fost stabilită deja partea de admitere pentru anul acesta, poate aveți specializări, bănuiesc că specializări noi nu cred că... Specializări nu... Specializări noi. În semestrul trecut, noi tocmai adaptându-ne la activitățile online, am avut inclusiv examenele de finalizare a studiilor în forma online. La fel și examenul de admitere pe bază de portofoliu depus tot așa pe platforma pusă la dispoziție de universitate. Cu precizarea că se dădea examen până anul trecut și era destul de consistent, l-aș numi eu. E, să zicem, o probă de selecție chiar relevantă. Anul acesta vom organiza din nou, revenim la forma clasică, să zicem, de selecția viitorilor studenți. Deci ea se va desfășura pe viu.
Și asta, într-adevăr, ar putea să fie o noutate pentru că e stabilită procedura asta. Și ar trebui să se pregătească actualii absolvenți de clasa 12, viitorii studenți, ai facultății. Da, e o noutate pentru că, până la urmă, trebuie să te pregătești un pic. Nu te poți prezenta la un examen așa, peste noapte. Trebuie să ai niște cunoștințe. Bine, da. Acel portofoliu de care vorbeați, ce cuprindea? Portofoliu cuprindea un set de 10 lucrări realizate de candidați pe baza unor cerințe specifice detaliate în metodologia de admitere. Anumite planșe dedicate desenului tehnic, anumite tipuri de reprezentări artistic și inclusiv o planșă la alegere unde candidatul putea apela la orice fel de tehnică de reprezentare, la orice fel de lucrare care până la urmă nu se restrângea neapărat la domeniul arhitecturii, ci putea merge mai mult spre artele vizuale, lucrare care îl, să zicem, reprezenta poate mai mult. Urma să zic, poate îl caracterizează mai mult sau poate era cea mai reușită lucrare pe care o avea de când... Da, acolo gradul de libertate fiind cel mai mare. Și dacă e să discutăm despre examenul tradițional, erau teste grile sau cum? Nu, examenul tradițional este o probă de 5 ore de desen, unde sunt două tipuri de subiecte, o reprezentare tehnică, desen tehnic, fie în axonometrie, fie în proiecții ortogonale, și reprezentare în perspectivă, deci desen liber. Va fi o provocare, pentru că dacă în momentul ăla n-ai imaginația, dacă se întâmplă ceva, într-adevăr, era mult mai facil să te prezinți cu acest portofoliu, poate norocul era de partea ta, dar iată, trebuie să muncești un pic pentru a obține un categoric, loc. Categoric, plus că e mult mai relevant această probă, chiar dacă e dificilă, proba de examen efectivă. Aici ar mai fi de specificat că facultatea din Iași se consultă, se racordează și cu abordarea celorlalte facultăți similare din țară. Timișoara, Clujul, să funcționează cumva cam la fel, și evident București. Nu? Da. Practic, sistemul de admitere este similar, cu mici, evident, diferențe în toate cele patru centre universitare care au specializarea asta. Cred că e firesc, de altfel, să se întâmple așa. Adică nu poți să ieși din tipar dacă... Da. Practic avem aceleași criterii și aceeași bază la care ne raportăm. Și tot în contextul acesta, știu că în noiembrie sau decembrie ați organizat Open Days la Facultatea de Arhitectură. Cred că le-ați făcut un tur virtual celor interesați. Practic e un eveniment care a înlocuit Ziua Porților Deschise, care se desfășura, era tradițională, tradițională, da. Și a fost primul eveniment la sfârșitul lunii mai anul trecut, Open Days, reeditat într-adevăr în noiembrie. În mai, unde, într-adevăr, interesul a fost foarte mare pentru că toată lumea era... E perioada de dinaintea... Da, era nesigur, încă nu știa exact cum se va organiza examenul de admitere. Și acum, în noiembrie, evident, am încercat să tragem spre acest domeniu din timp viitorii studenți. Da, de altfel, știu că mereu a fost o concurență la Facultatea de Arhitectură și poate au fost, nu știu dacă toți au reușit să intre în facultate, cred că aveți și un număr limită de locuri, da. Dar chiar și așa poate au posibilitatea de a încerca anul următor, nu e chiar timpul pierdut dacă își doresc foarte mult să urmeze astfel de facultate. Categoric. Cel puțin anul trecut, în ultimii 2 ani, concurența la Facultatea de Arhitectură din Iași a fost de aproximativ 2 pe loc. 2 și ceva. Exact. Și, na, într-adevăr, pentru unii asta înseamnă că trebuie să revină, să mai lucreze suplimentar. Asta, evident, în cazul în care sunt convinși că asta vor să facă, și că asta e cariera pe care vor să o urmeze. Da, de la an la an nu s-a mai putut mări acest număr din ce ați mai discutat cu superiorii? Adică dacă cerințele sunt atât de mari, da,
E clar că aveți nevoie Să știți că, practic, cifra de școlarizare tot a crescut progresiv. Adică dacă la începutul anilor 2000 vorbeam de o serie de 30-35 de studenți, am ajuns acum la, per total, la 100 de locuri în fiecare an. Așa a fost și anul trecut, unde am avut 88 de locuri la buget, 2 la taxă, plus locurile candidaților din Republica Moldova. Anul acesta, mai mult ca sigur, tot în jurul acestor cifre jonglăm, plus minus... Plus mai erau, mi-amintesc, câteva locuri pentru cei din mediul rural, că se făcuse cumva diferența aceasta și era un plus pentru fiecare facultate, da. Că erau câteva da. Locuri pe care le-ați obținut și e important chiar dacă se face selecția din da. Mediul rural. Nu, deci clar, e un benefic. Creșterea cifrei de școlarizare există, dar ea trebuie totuși etapizată. Pentru că asta înseamnă dotări suplimentare pentru facultate, astfel încât să putem asigura condițiile desfășurării tuturor activităților didactice. Și atunci cifra de școlarizare a crescut treptat. Și suntem, practic, acum la un nivel similar cu numărul de studenți pe care i-au și cealaltă două centre regionale, Clujul și Timișoara. Vreau să discutăm un pic și despre proiectele pe care le desfășurați. Știm că au fost un pic amânate din cauza pandemiei. Cred că normal că așa s-a întâmplat peste tot cu toate proiectele, dar cred că ați revenit și ați continuat activitățile pe care le aveați deja stabilite. Da. Aici pot să vin cu un exemplu de proiect la care chiar lucrăm și am lucrat acum în luna ianuarie. Am primit, de fapt, la nivel de universitate o solicitare din partea primăriei Iași și facultatea s-a implicat pentru a da un răspuns, o solicitare de propuneri pentru stații de transport în comun, racordate la standardele Smart City. Adică să fie stații sustenabile, independente energetic și, evident, să poată asigura, să zicem, acea identitate vizuală, identitate pe care o are Iașul, ea să fie reflectată și în aceste elemente care influențează destul de mult peisajul urban, fie că folosim sau nu transportul în comun. Sunt proiecte foarte interesante, de altfel, cred că fiecare are frumosul în el până la urmă și rezultate pe care le așteptăm cu toții. Voiam să vă mai întreb foarte pe scurt, pentru că iată, timpul e dușmanul nostru și nu știu când s-a scurs deja prima parte a emisiunii, despre relația cu mediul de afaceri. Pentru că e importantă pe de o parte pentru facultate, dar pe de altă parte și pentru studenți. Aici ar fi de specificat că între facultate și mediul de afaceri propriu-zis, noi avem beneficiul unui mediator. Este Ordinul Arhitecților din Iași, filiala Nord-Est, filiala Iași, care practic este Asociația Profesională a Arhitecților. Împreună cu AREU, în fiecare an avem multiple evenimente, expoziții, conferințe și tot în această componentă a relațiilor cu mediul de afaceri ar mai intra și practica profesională pe care studenții de anul 6 o desfășoară în diferite birouri de arhitectură din țară. Practic, sunt 10 săptămâni de activitate didactică fără îndrumare, care sunt alocate un număr relativ mare de credite, unde studenții interacționează direct
cu profesia, sub îndrumarea unui arhitect, intră în contact cu ceea ce înseamnă proiectarea efectivă de arhitectură și pentru ei, pentru formarea viitorilor arhitecți, e o etapă foarte importantă. Am promis că spunem și de ce este căutată arhitectura, trei motive pe care ne le puteți furniza. Trei motive. Greu de spus. Partea financiară o aș menționa, că da, sigur e... Nu, dar să știți că nu neapărat partea financiară. Cred că cei mai mulți sunt atrași de această combinație între componenta artistică și cea tehnică. Arhitectura jonglând întotdeauna cu cele două și cred că asta atrage foarte mulți studenți. Adică să își exprime creativitatea, opiniile proprii, dar să rămână ancorați în ceea ce înseamnă tehnologii contemporane care știm că evoluează într-un ritm alert. Noi promitem să vă mai invităm pentru că n-am reușit să obținem toate informațiile. Cu mare plăcere, cu mare plăcere. Pentru că e foarte interesant și e păcat să nu promovăm astfel de subiecte pentru cei care ne urmăresc. Mulțumim tare mult pentru prezență și să ne revedem cu bine. Mulțumesc mult pentru invitație. Cu mare drag. Doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi. Urmează partea a doua a emisiunii cu un alt invitat de la Universitatea Tehnică. Stați aici, revenim în câteva minute.